Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune Investești pentru viitor, un proiect de educație financiară în care stăm de vorbă cu experți despre viitorul nostru financiar. Inflația sau creșterea prețurilor reprezintă un fenomen relativ neglijat, aș zice, în ultimii ani, dar de care auziți tot mai des vorbindu-se și la noi și prin altă parte, deși parcă început să ne placă să uităm, pentru cei care am trăit grozăvia anilor 90, să uităm despre ce înseamnă inflația. Era într-un fel atunci în care buzunarele se umflau tot timpul, dar din salarii ajungeai să poți cumpăra din ce în ce mai puțin. Explic asta pentru cei care nu au trăit grozăvia de care vorbeam mai devreme. Ei bine, inflația complică destul de mult ecuația economisirii, pentru că atunci când prețurile cresc și dobânzile au tendința să crească și invers, când prețurile sunt stabile sau chiar scaz ca și dobânzile, numai că acum lucrurile nu stau exact așa, pentru că aceste fenomene nu sunt axiomatice. Se poate întâmpla cum e acum, ca prețurile să crească, iar dobânzile să rămână jos perioade mai lungi de timp și Asta se întâmplă exact în această perioadă. Alături de mine se află Laura Hexan de la BCR Capital Markets. Bună ziua, bine ai revenit la noi. Hai să vorbim în primul rând despre soluțiile pe care le am în momentul în care eu știu că am o dobândă de 1-2% la depozitele mele, dar prețurile cresc cu 3-4, de două ori, de 3 ori, de 4 ori poate mai mult decât dobânda pe care o primesc la depozit într-un an. Aș vrea să mă opresc înainte să dau soluțiile, aș vrea să mă opresc un pic asupra conceptului de inflație, pentru că, exact cum spunea, este un subiect pe care alegem să-l ignorăm, dar, din păcate, asta nu face deloc bine finanțelor noastre. De ce nu face bine? Pentru că inflația este costul ascuns al banilor noștri, sau altfel spus, inamicul banilor, inamicul ascuns al banilor noștri, și dacă nu reușim să ne investim banii la o rată care să depășească rata inflației, ajungem ca la final de an să putem cumpăra mai puține bunuri decât am fi cumpărat la începutul anului cu suma noastră de bani. Ca atare, trebuie să fim extrem de conștienți de existența ei și să facem ceva să ne protejăm. Dar noi avem o soluție pentru fiecare problemă financiară, iar când vine vorba despre produse de investiții, avem chiar mai multe soluții. Printre acestea, aș vrea să amintesc aurul, imobiliarele, titlurile de stat și acțiunile. Iar cele mai puțin costisitoare și mai lichide pentru un investitor sunt acțiunile și titlurile de stat. Sau fondurile care investesc în aceste instrumente? E o discuție despre asta. Adică eu încerc să mă amintesc dacă vreodată dobânzile au fost mai mari decât inflația. Istoric vorbind. Pentru că din ce mi-amintesc eu, acum lucrurile sunt mult mai complicate decât în anii 90 de care vorbeam mai devreme. Atunci eram reporter și dădeam știri, s-a scumpit pâinea, s-a scumpit zahărul, s-a scumpit uleiul. În momentul de față când te duci la supermarket, supermarketul are grijă să facă acolo un coș total, astfel încât să nu se sizezi când se scumpește una sau alta, el își scoate de fapt pe total, pentru că asta înseamnă supermarket și pe vremea aia n-aveam, sau hipermarket, pe vremea aia nu erau astfel de concepte Comerciale. Dar, vorbind statistic, pentru că voi urmăriți chiar mai mult decât urmărim noi, vreodată o bancă îți dă o dobândă mai mare decât inflația? Sau chiar la titluri de stat e această întrebare? Titlurile de stat oferă randamente mai mari decât inflația? Au existat astfel de momente în istorie și chiar în istoria noastră recentă. Criza financiară din 2008 a creat un astfel de context în care băncile ofereau la depozite dobânzi mai mari decât rata inflației. Este totuși un scenariu pe care nu ni-l dorim neapărat pentru că vorbește despre o situație, un context în care există o lipsă de lichiditate la nivelul sistemului bancar. O normalitate sau starea de bine pe care ne-am dorit-o este cea în care băncile ajung să plătească mai puțin dobândă pe depozitele oferite, iar cei care doresc randamente superioare să investească în economie, în economia reală și să devină investitor. Altfel spus, atunci când o bancă oferă dobânzi mari, foarte mari, e disperată după bani, nu se finanțează bine. Asta sugerez, că e un risc. Da, acum a disperarea, nu știu dacă aș vrea să folosesc un cuvânt atât de puternic, dar în esență nevoia de lichiditate este mai mare decât în situațiile în care dobânzile sunt sub nivelul inflației. Pe de altă parte, creșterea dobânzilor, dar asta poate fi o discuție pentru o altă emisiune. Creșterea dobânzilor uh, influențează modul în care evoluează acțiunile pe piața de Categoric. capital. Acolo uh, costul banilor se vede mai bine pentru că acțiunile sunt de fapt în cealaltă balanță, bani versus acțiuni, dar întrebarea este sau întrebarea pe care am pus-o și aș vrea să revin la ea, este ce faci exact în situația asta în care inflația crește și dobânzile continuă să rămână jos. Eu, mie mi se pare de exemplu că noi vom avea în continuare dobânzi mici cel puțin până la toamnă, deși inflația e mare deja. Ce facem dacă inflația crește în continuare și dobânzile sunt mici? Un nivel al inflației superior nivelului inflației preconizat este dăunător cam tuturor instrumentelor financiare și este dăunător în general în conceptul de economie. Cu toate astea, acțiunile în continuare rămân cea mai bună formă de a te proteja împotriva inflației. Și ele sunt impactate de un astfel de context și sunt impactate tocmai din cauza faptului că se presupune că potențialul de creștere viitor al companiei va fi impactat de noul context. Dar aș vrea să revin, totuși n-am răspuns complet la întrebarea precedentă și mă întrebai dacă titlurile de stat ne ajută cu adevărat să depășim nivelul inflației. Răspunsul este da, dar nu orice titlul de stat. Adică cu cât maturitatea titlului de stat este mai lungă, cu atât șansele ca acest instrument să ne ajute cu adevărat să facem față inflației sunt mai mari. Ca tare, doar statutul în sine de investitor nu ne garantează faptul că vom avea randamente superioare inflației, ci trebuie să ne uităm cum ne construim portofoliu, ce instrumente alegem cu bune și cu rele. Cred că ai spus că titlurile de stat, acum că, dacă am înțeles eu bine, că titlurile de stat pentru populație oferă randamente mai mici decât pot obține fondurile mutuale, băncile, cele care fac pachete mai mari pentru titluri de dacă stat. Dacă te expui pe maturități scurte, deci dacă achiziționezi instrumente, titluri de stat care au un termen de expirare. Da. 3-5 an. ani? Așa. Da șansele sunt că nu vei face față, mai ales în contextul actual, la rata inflației. De obicei, maturități de peste 10 ani te vor ajuta mai bine spre a putea acoperi rata inflației. Bun, și atunci apare soluția fondurilor de obligațiuni, nu? care investesc ele în titluri de stat sau inclusiv în titluri de stat. Mai exact, cât investesc în titluri de stat și cât în acțiuni corporat în obligațiuni corporative? Fondurile, în funcție de politica de investire, pot și ele să fie investite cu preponderență în titluri de stat, dar nu neapărat. Politica de investire poate să le dea libertatea să investească și în alte emitenți, cum ar fi corporații sau municipalități. În funcție de diversificarea portofoliului, de durata la care ești expus ca și investiție, pentru că și aceste fonduri de obligațiuni te expun pe o anumită durată recomandabilă asta în investiția respectivă, cu cât durata este mai mare, cu atât șansele ca randamentele acelui portofoliu să te ajută mai mult să depășești rata inflației. Fondurile de acțiuni cu certitudine au șanse mult mai mari să te ajute să obții randamente superioare inflației, bineînțeles cu volatilitatea caracteristică, dar volatilitate care s-a -a dovedit a fi și de scurtă durată, ținând cont de istoricul acestei clase de active. Ai menționat obligațiunile emise de uh, municipalități. Acestea nu sunt echivalent, uh, echivalente cu titlurile de stat, nu toate sunt garantate de către stat. Toate obligațiunile sunt garantate de către emitent. Uh, trebuie doar să vedem cine este emitentul din spate și da, ai dreptate, emitentul din spatele municipalităților, obligațiunilor uh, municipale, sunt municipalitățile. Da. <laughs> uh, și nu uh, guvernul. Da, știu că tocmai a au venit din punct de vedere al ratingului, municipalitățile din România nu stau senzațional, adică cel puțin da. <laughs> companiile de rating, de consultanță internațională, nu le plasează între cele mai sigure plasamente. De-aia mă gândesc că probabil voi faceți un coș acolo când vă uitați. Da, asta este avantajul pe care un fond de investiții îl oferă. Reușește să pună împreună instrumente uh, cu bonități diferite, dar care împreună să ți ofere contextul de volatilitate la care tu poți ca individ să faci față, dar să ți eficientizeze randamentul. Uh, un lucru pe care poate tu ca uh, investitor nu reușești să-l faci datorită faptului că a cumpăra 100 de instrumente necesită o sumă de bani iar de cele mai multe ori, când noi ne facem propriile investiții, nu reușim să ne diversificăm portofoliu în aceeași măsură uh, în care un profesionist o poate face, cu banii mai multor investitori puși uh, la comun. Dar există instrumente de investiții cu uh, venit fix, de exemplu, sau cu venit garantat? E o diferență între astea două? Titlurile de stat sunt instrumente și cu venit fix și, și cu randament garantat. Obligațiunile în general au caracteristica asta. Zic că sunt cu venit fix pentru că îți oferă un cupon o dobândă anuală, ți se plătește un venit, un venit pe care îl cunoști de la bun început. Spun că au un randament garantat pentru că, la momentul achiziției, dacă rămâi cu titlurile respectiv până la expirarea produsului, suma de bani pe care o faci, per total, este cunoscută. Suma în termen procentual se numește randament, și diferența dintre randament și venit fix este faptul că randamentul incorporează pe lângă câștigul din venit fix și câștigul sau pierderea pe care o realizezi din achiziția acelui instrument. Adică, dacă cumperi un titlu de stat care este mai scump decât valoarea lui nominală, ajungi la scadență să primești doar valoarea nominală. Deci, în esență, tu ai pierdut niște bani plasând în titlul de stat. La fel se poate întâmpla și dacă cumperi titlul de stat sub valoarea lui nominală. Ajungi la scadență să faci bani în plus pe lângă cuponul garantat. Toți acești bani la comun compun randamentul. Dar în cazul unui fond de obligațiuni există posibilitatea recapitalizării randamentului atunci când ajunge la termen, așa cum este la depozitele bancare, de exemplu. Ca Un opțiune. alt avantaj. Dacă am vorbit o zi despre fonduri de investiție, aș veni doar cu avantaje. Și spun asta pentru. De că... și spun asta pentru că fondurile au fost create ca și instrumente, tocmai pentru a aduce cei mai bine din fiecare. Bă, situație investițională și a o face accesibilă clientului persoană fizică. Pe lângă faptul că te diversifică și uh, posibilitatea de a pierde uh, scade din cauza diversificării uh, mari din cadrul fondului, uh, fondul în sine îți permite să recapitalizezi uh, randamentul, uh, un lucru care poate să facă uh, o foarte mare diferență în prosperitatea ta finală. Einstein numea recapitalizarea randamentului a opta minune a lumii și ne este foarte greu să-l contestăm. Și o să dau un exemplu ca să fie mai relevant. Dacă am avea 10.000 de lei și am investit pe 10 ani la un randament de 10%, putem să avem două scenarii. Să ne folosim de dobânda respectivă an de an și să-i cheltuim. Să ne luăm frigider, să da. Să ne luăm, așa. așa, cheltuieli personale. Da. Uh, sau uh, să nu ne atingem de acei bani și să-i reinvestim la același randament. În primul scenariu, la finalul celor 10 ani, vom avea încasat uh, 10.000 de lei din dobândă, iar în al doilea scenariu vom avea în jur de 16.000 de lei din dobândă. Ca atare, doar recapitalizarea randamentului în sine ne-a adus o creștere de peste 50% a dobânzii dobândite din investiția inițială. Adică din dobândă la dobândă, da. în sensul exact. Ăsta. Bun, exact. Acum um, ai tot spus despre faptul că atunci când investești pe termen lung Lucrurile se întâmplă de bine chiar și atunci când lumea trece prin momente mai dificile, în care bursele devin volatile, scad, cresc și așa mai departe. Întâmplarea face că în ultimii 10 ani. Lumea în care noi trăim chiar a trecut prin momente dificile, cu o criză financiară, cu o recesiune istorică, acum cu pandemia, iarăși cu căderi senzaționale la burse anul trecut, a fost ceva de speriat, numai despre asta se vorbea la știri, în afară, bineînțeles, de situația pandemică. Dăm un exemplu, spunem cum au mers fondurile voastre, de exemplu, în ultimii 10 ani, cam ce randamente au avut, ca să ne facem o idee. Da, un alt aspect ignorat de către toată lumea, pentru că în România noi ne dorim să facem ceva cu banii noștri, doar că încă nu accesăm sau încă suntem timizi să accesăm instrumente care sunt foarte mult folosite în afară. Noi în continuare căutăm randamente mari la depozite, ne economisim banii în euro, deci clar ne dorim mai mult de la banii noștri, dar. Uh, încă avem o timiditate să accesăm uh, niște instrumente moderne, dar acum foarte accesibile oricărui român. Pre exemplu, în ultimii 10 ani, uh, inflația a fost în medie undeva în jur de 3%, uh, fondurile de obligațiuni au plătit undeva în jur de 6%, cel mixt în jur de 9%, iar fondul de acțiuni a plătit în jur de 12%. Pe an. Randamente medii anuale. Da. Ok, asta e cu adevărat interesant și uh, mulțumesc Laura, vă promit doamnelor și domnilor că data viitoare facem o discuție și despre instrumentele cu uh, volatilitate mai mare cu risc mai mare dar și cu câștiguri mai mari despre care vorbea Laura acum De vorbă cu experții despre viitorul tău financiar un proiect Europa FM susținut de BCR Alege să-ți construiești planul potrivit pentru visurile tale Alege Capital Plan de la BCR. Investești lunar pentru un obiectiv pe termen lung, puțin câte puțin. Investești inteligent în viitorul tău. Află mai multe pe bcr.ro